Mușelul Câmpul elit își va începe seria de meciuri amicale programate în această perioadă, dinaintea startului sezonului de primăvară, la nivelul Ligii a treia. Mușelenii s-au reunit la începutul acestei săptămâni sub comanda antrenorului Vasile Slăninoiu, iar miercuri vor juca primul meci amical, urmând să întâlnească de la ora 15 pe CS Mioveni, echipă pregătită de Nicolae Dică și care își pregătește și ea debutul oficial în 2023 în Superliga. Pentru Mușelul Câmpulung va urma sâmbătă la viitoare meciul cu Aro plung, iar apoi o serie de jocuri cu Dunărea Călăraș, Dinamo București, echipa care activează în Liga a doua, Vedița Colonești, Speed Academy Pitești și CS Dinamo București, colega de serie în Liga a treia. Între timp, conducerea administrativă a clubului pregătește alte câteva transferuri în vederea formării unui lot puternic în lupta pentru evitarea retrogradării.